Bună seara! Felicitări pentru numărul rotund de meciuri, 300 de meciuri în Liga 1. L-ai văzut pe toate, dar nu foarte des nici ce s-a întâmplat în seara asta, nu? Mulțumesc frumos! Mă bucur că am reușit să ating așa o cifră importantă. Chiar înainte de retragere nu m-am gândit la asta, sincer, că nu știam câte meciuri am la începutul sezonului, să ating numărul 300. Da, m-am mai pățit să fim egalați la ultima fază. Le pățești. Dezamăgit, mai ales că tu chiar a fost unul dintre cele mai ușoare meciuri pentru tine, mă refer la șuturile periculoase la poarta ta. Două șuturi pe spațiul porții, dintre care unul a fost penalt. Toate meciurile sunt grele, acum în play-out e tensiunea mare. Da, ce să zic, cer scuze că n-am apărat penalti și etapa asta. Ai rămas pe mijlocul porții acolo, ai zis că de tare, nu? L-am urmărit pe Malele, execută și în stânga și în dreapta, se uită la portar. Am crezut că poate o să fiu din nou inspirat și dacă stau pe mijlocul porții. Dar oricum, dacă mi-aș fi ales un colț, sincer, mi-aș fi ales colțul opus. Mă bucur că ești sincer. Deci oricum, dacă bătea și pe colț... Și dacă mă duceam pe colț, mă duceam pe colțul celălalt. Ce urmează? Judecând totuși la rece, am întrebat și pe coechipierii tăi. E un punct cu o echipă, cu una dintre echipele bune din acest play-out. Aveți o poziție bună. A fost mult mai rău, trebuie să recunoști și tu asta, decât situația în care sunteți acum. Așa este. Chiar dacă suntem dezamăgiți că am primit golul ăsta la ultima fază, trebuie să recunoaștem că FC Argeș este o echipă foarte bună, care ne-a pus foarte multe probleme astăzi și până la urmă rezultatul cred eu că este echitabil și e un punct bun. Acum în play-out orice punct este binevenit. Nu mai avem timp să ne plângem, pentru că peste 3 zile iar avem meci din nou cu o echipă foarte bună, cu Chindia. Practic cele două echipe și Clinceniu sunt revelațiile acestui sezon, așa că dacă vom obține un punct și la Chindia, nu vom fi deloc dezamăgiți. Am trecut puțin prea repede peste ce ai spus mai devreme. Ai spus înainte de retragere, să înțeleg că e ultimul sezon, gata, treci. Da, e ultimul sezon. Și da, care e viitorul tău? Am făcut un curs de marketing pe lângă cele două facultăți pe care le făcusem înainte. Presupun că sportiv vrei, nu? Da, marketing sportiv, da. Și ăsta mi-aș dori să fie postul meu în cadrul clubului. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și o seară bună. Da.